În Făgăraș vremea a fost relativ frumoasă până ieri. De ieri însă a început să bată vântul, să fie ceață și să ningă. Până astăzi la prânz se mai depuseseră 10 cm de zăpadă, iar vremea s-a schimbat. Masivul Făgăraș, în ultimele 24 de ore, a nins și ninge în continuare, stratul de zăpadă ajungând la 20 de cm. Avem un strat de zăpadă foarte instabil, la peste 1800 de metri, rezist de gradul 3 de avalanșă, sub 1800 de metri, gradul 2. Rugăm turiștii să stea în jurul cabanelor pentru a evita orice pericol. Codul galben de atenționare asupra fenomenelor meteo expiră miercuri seară.